Am primit inspirație. Suntem împreună cu... Sunt eu împreună cu Aer Curat. Aer Curat este numele lucrării de tineret de la Biserica Via. Deci Aer Curat nu este o formație, nu este o trupă, nu este un logo, ci Aer Curat este felul în care am ales noi să numim lucrarea de tineret. De ce? Pentru că după ce stai într-un mediu toxic de peste săptămână în Cluj, poți o seară pe săptămână să vii în aer curat. Și aer curat, în mod figurat, fiind acel loc în care predicăm Cuvântul lui Dumnezeu și ne închinăm cu toții împreună. Ce am vrut să facem cu turneul ăsta este că am vrut să vizităm locurile, bisericile, orașele de unde ne vin nouă tinerii. Așa cum știți, hai să vedem câți dintre voi sunteți studenți. Sunteți câțiva? Câți dintre voi sunteți studenți în Cluj? Ok? Deci, după cum se vede, multă lume trage spre Cluj și bine faceți. Ar fi fost foarte trist să mergeți, nu știu, la Suceava. Avem suceveni cu noi, de-aia zic asta. Dar avem și botoșăneni cu noi, care vin tot la Cluj. Practic, Clujul este un magnet. Tinerii vin înspre Cluj, rămân mulți dintre ei acolo, se căsătoresc și rămân în Cluj și vrem să oferim un loc în care tinerii care vin în Cluj să poată să se închine și mai ales să poată să cunoască pe Dumnezeu. Și vrem să mergem să vizităm pe tineri înainte să vină spre Cluj și vrem să-i încurajăm și să vadă cam cum arată o întâlnire la noi. Și cam așa arată întâlnirea la noi. În fiecare luni seara ne întâlnim, cântăm, ne rugăm și ascultăm ce are Dumnezeu să ne vorbească. Și în seara asta vrem să continuăm după ce am vizitat septembrie, Baia Mare, Dej, Hațeg, Târgu Mureș, Bistrița, Târgu Mureș, Bistrița, Suceava, Piatra Neamț, ne îndreptăm spre casă și de luni, din 3 octombrie, începem întâlnirile noastre de luni seara. În seara asta aș vrea să ne uităm în Scriptură și aș vrea să cântărim un cuvânt. Un cuvânt aparte pe care cu toții îl folosim, cu toții îl folosim ca să ne auto-identificăm și aș vrea să vedem ce înseamnă cuvântul credință. Înainte să mergem înspre cuvântul credință, aș vrea să vă menționez că în 2018, când s-a studiat cum arată poporul român ca să ajute la referendumul pentru familie, în 2018 au descoperit că 95% dintre români se consideră ca fiind religioși. Atenție, nu creștini, religioși. Din 100% români, 95% zic că sunt religioși. 89% cred în Dumnezeu. Deci nu sunt doar religioși, ci sunt și credincioși. Da? 44% se roagă zilnic. Deci un paradox, ai 89% credincioși în Dumnezeu, dar 44% se roagă zilnic. 33% sunt religioși practicanți și 21% merg la biserică săptămânal. Acum, dintre noi care mergem la biserică, cred eu, cel puțin o dată pe săptămână, ne dăm seama cam ce înseamnă pentru românul de rând credincios. Ce înseamnă pentru românul credincios? Întrebarea este ce înseamnă pentru noi. Și ca să mergem și mai departe, dacă stai și deschizi un dicționar, o să vezi că credința este faptul de a crede în adevărul unui lucru. Asta e prima definiție. A doua definiție, încredere pe care o inspiră cineva. 3. Devotament față de cineva. 4. Nădejde. 5. Convingere despre existența lui Dumnezeu și mărturisirea acestei credințe prin respectarea prescripțiilor bisericești. Evident că dicționarul român este editat de către cineva de credință ortodoxă, după cum se exprimă. 6 însă, și dacă studiați limba engleză, veți căuta să vedeți ce înseamnă faith în limba engleză, ei oferă o definiție care foarte curând va apărea și în dicționarul românesc, în DEX. Și anume, siguranța cu privire la existența a ceva în ciuda lipsei dovezilor. Ce implicații are asta pentru mine, credinciosul, în Dumnezeu? Practic, ce mi se induce prin definiția asta este că eu cred în Dumnezeu în ciuda faptului că n-am dovezi pentru existența lui Dumnezeu. Și nimic mai fals pentru noi astăzi. Pentru că noi avem dovezi. Avem suficient material la îndemână ca să mergem înspre Dumnezeu cu o credință bazată pe niște fundamente. De aceea, miza pentru definirea cuvântului credință este extrem de importantă. Țineți minte și de câte ori vin aici, probabil că deja vă și obișnuiesc cu asta, trăim într-o cultură care se luptă cu credința creștină. Și bătălia pentru credința creștină se dă în dreptul, bătălia se dă în dreptul definirii termenilor. Și nu din greșeală am menționat termenul
Nu din greșeală am menționat definirea familiei. Da? Înainte de referendum pentru definirea familiei. De ce e important? Pentru că noi a trebuit să facem un referendum ca să definim un termen. De ce e importantă definirea termenilor? Câți dintre voi sunteți liceeni? Cei mai mulți, da? Începeți clasa a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a și la prima oră de fizică sau de chimie sau de cutare, începeți cu ce? Definirea termenilor. Fiul meu e doar clasa 6-a, face fizică pentru prima oră. Și l-am întrebat, Thomas, ce ai făcut la fizică? Prima oară când a făcut fizică în viața lui. Și îmi zice, am definit termenii cu pasiune. De ce? Dar ca să înțelegem un anumit context, ca să înțelegem o anumită structură, trebuie să înțelegem termenii. Mai mult de atâta, cine controlează termenii, controlează conversația. Cine controlează conversația, stabilește rezultatul. De aia, ce înseamnă familie? Uniunea între două persoane sau uniunea între un bărbat și o femeie? Oare înțelegeți miza? Ce înseamnă viața? Înseamnă că începe la concepție sau începe la naștere? Hai să vedem ce este credința. Evrei 11. Vreți să deschideți cu mine Bibliile în Evrei 11? Hai să vedem ce ne spune Evrei 11. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie și prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Acum, cei mai mulți dintre voi ați citit și altă dată Evrei 11. Și dacă astăzi vă întreb ce înseamnă credința, s-ar putea să nu citați din Evrei 11, fiindcă nu vă ajută foarte mult. Credința este o încredere. Mulțumesc frumos! Ne învârtim în cerc. Vreau mai mult de atât. Păi mai mult de atât îți oferă următoarele versete. Și vreau în seara asta să ne uităm să vedem ce înseamnă credința, însă ca să înțelegem ce înseamnă credința, trebuie să vedem ce nu este credința. Și astăzi, din ce în ce mai mult, veți fi atrași într-o zonă în care credința nu este definită biblic. Și ca să înțelegem ce este credința, trebuie să ne uităm să vedem ce nu este credința. Așa că, cum o să arate seara asta? Ce nu este credința, ce este credința, câteva aspecte ale credinței și apoi cum funcționează ea. Da? Ca să știți unde ne ducem. Ce nu este credința? În primul rând, credința nu este un sentiment. Sau nu este doar un sentiment. Credința nu este un sentiment subiectiv, adică ține doar de noi, religios, într-adevăr, vag și personal, însă, despărțit de un adevăr obiectiv. Ce înseamnă subiectiv, ce înseamnă obiectiv? Hai că putem să creștem împreună în seara asta. Dar subiectiv este ce ține de mine și obiectiv este ce ține în afară de mine. Nu eu controlez ceea ce este obiectiv. Și atunci, credința nu este un sentiment religios vag, care nu poate fi definit, ține doar de mine și despărțită de adevărul obiectiv. Hai să dăm un exemplu. Mergeți pe stradă, vă rog frumos, și întrebați pe primul român pe care îl întâlniți, sperăm să nu fie pocăit, ești credincios? Răspunsul va fi 89% șanse să fie da. Hai, câțiva ați fost atenți. Da? Șanse maxime să fie da. Următoarea întrebare este, ești creștin? Da. Crezi în Dumnezeu? Răspunsul? Da. Crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Răspunsul? Da. Crezi că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a murit? Da. Dar crezi că a înviat? De ce vă rețineți să răspundeți? Unii da, alții ba. Observați cum începem să vedem că acel 89% începe să scadă. Dar dacă mergem mai departe, crezi că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a murit și a înviat a treia zi? Deja... Da. Dar crezi că a fost înălțat la cer? Dar crezi că se întoarce? Observați cum intrăm în adevărul obiectiv. Ăsta e adevărul obiectiv. Nu depinde de mine ce scrie aici. Dacă mă duc în detaliile credinței creștine, vedem cum acei care s-au definit ca fiind creștini încep să scadă numeric. Dar dacă mergem în Vechiul Testament, ești creștin? Da. Crezi în Dumnezeu? Da. Crezi că Dumnezeu a creat lumea în 7 zile?
Oare înțelegeți miza? Dar spune-mi, crezi că Iona a fost înghițit de un pește și 3 zile a supraviețuit un pește și a fost scuipat pe plajă? A, eu nu cred că este de genul ăsta. Înțelegeți oare unde-i definirea credinței? Pentru că oamenii sunt dispuși să creadă într-un anumit sector al adevărului obiectiv, dar nu întregul adevăr. Și atunci este important să vedem că credința nu este un sentiment despărțit de un adevăr obiectiv fundamental. 2. Credința nu este o atitudine a celui ce acceptă ceva ca fiind adevărat fără a avea dovada. Noi nu suntem habotnici, noi nu suntem bătuți în cap, noi nu mergem la școală și zicem, doamna profesoară, indiferent ce îmi spuneți dumneavoastră la biologie, păstorul mi-a zis că nu e așa. Cine face așa ceva? Depinde la ce liceu mergeți. Sau dacă mergeți la liceu. Dar noi nu facem asta pentru că noi avem un fundament pentru credința noastră creștină. Noi avem niște dovezi, s-ar putea să nu le cunoști tu în mod personal, dar cei mai mulți dintre noi avem acces la informație suficientă pentru ca credința noastră să fie fundamentată pe ceva adevărat. Credința nu este un salt în întuneric, nu este un salt în neant, fără să știm ce ne așteaptă acolo. Noi știm ce ne așteaptă acolo, fiindcă avem Scriptura, care ne spune ce ne așteaptă acolo. Și 3, credința nu este gândire pozitivă. Lasă că o să fie bine. Believe in yourself. Asta nu e credință. Asta e doar wishful thinking. Faptul că îți spui că te simți bine nu înseamnă că te vei simți bine. Da? Deci credința nu este un sentiment, nu este o atitudine și nu este nici o gândire pozitivă. Și atunci ce este credința? Am citit Evrei 11, da? Definirea credinței din Evrei 11 vine într-un context. Și contextul este definit de Evrei 3. Hai să citim un text din Evrei 3 și vă rog să urmăriți cu atenție, fiindcă e un text important. Nu stăm să-l disecăm în seara asta, însă vreau să vedeți 2 aspecte foarte importante din Evrei 3. Evrei 3 cu 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare. Și atenție! Și au văzut lucrările mele. Ce vreau să observați aici? M-au pus la încercare, s-au răzvrătit, și au văzut lucrurile mele. Lucrurile acelea pe care le-au văzut este adevărul obiectiv. Ceva ce nu depinde de interpretarea mea. Este clar, în văzutul lumii, evident, nu poate fi negociat. Lucrurile lui Dumnezeu. Lucrările lui Dumnezeu. 40 de ani. Deci, practic, oamenii ăștia s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în ciuda faptului că aveau dovezile lui Dumnezeu pentru 40 de ani. Mai departe, textul zice, de aceea m-am dezgustat de neamul acesta. Și am zis, ei întotdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Deci în ciuda faptului că au văzut lucrările lui Dumnezeu, ei n-au crezut în căile lui Dumnezeu. Așadar, nu e o problemă de dovezi. Oamenii ăștia nu aveau o problemă că nu-L văd pe Dumnezeu. Oamenii ăștia nu aveau o problemă că nu văd minunile lui Dumnezeu. Din contră, le vedeau și tot se răzvrăteau. Ce concluzie trag de aici? Că atunci când vine unul și zice, Doamne, eu o să cred în Dumnezeu dacă văd cu tare și cu tare și cu tare. Problema lui nu e de dovezi. Problema lui e de inimă. Atenție! Inima are nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Nu atât de mult mintea. Dovezile sunt acolo, la tot pasul. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă. Observați, merg împreună, mână în mână, care să vă despartă de Dumnezeul celul viu. Deci, practic, noi avem dovezile suficiente, dar inima ne face să fim despărțiți de Dumnezeu. Mai departe, zice, și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împetrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Asta e credința. Încrederea nezguduită de unde? De la început, de la creație. Pentru că noi suntem creația lui Dumnezeu și am fost creați crezând în Dumnezeu. Adam și Eva n-au avut o problemă cu credința. Cu ce au avut ei problemă? Cu inima. Și căderea în păcat ne duce tot mai departe de Dumnezeu și am ajuns să trebuiască să redefinim credința ca să putem să ajungem în relația cu Dumnezeu. Și așa, și cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit? Versetul 16. După ce auziseră. Din nou, adevărul obiectiv. Evreii au văzut lucrările lui Dumnezeu, au auzit cuvintele lui Dumnezeu și totuși se răzvrăteau împotriva lui Dumnezeu.
Deci nu e o problemă de dovezi. Și versetul 19 spune, vedem dar că n-au putut să intre, unde? În țara promisă, din pricina cui? Din pricina necredinței lor. Pe cum ai putut să fii necredincios când ai avut toate dovezile? Ei, uite că se poate. Înseamnă că credința nu este un rezultat care apare atunci când n-avem dovezi. E mai mult de atât. Ce-i credința? Hai să vedem. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ei bine, cuvântul care e tradus acolo, încredere, este cuvântul hipostasis, care înseamnă sub, a sta sub, adică fundament. Credința este un fundament, sau grecii, latinii, foloseau cuvântul hipostasis pentru sediment. Sedimentul care este pus sub drumuri. Ăla era baza care susținea căruțele care mergeau pe drum. Avea nevoie de un sediment, avea nevoie de un fundament. Credința este un fundament neclintit în lucrurile nădăjduite. Am putea să citim așa textul. Mai mult, există un text care folosește cuvântul credință, nădejde, și cuvântul la bază este convingere. Credința este o convingere, dincolo de un sentiment, o atitudine sau o gândire pozitivă. Și o să ilustrez imediat ce înseamnă asta. Și atunci, ce este credința? Credința este bazată pe existența și credincioșia lui Dumnezeu. Vreau să vă gândiți un pic că Evrei 11 este scris către evrei. Evreii, poporul lui Dumnezeu, de la Adam și Eva, aveau toate dovezile existenței lui Dumnezeu și ale caracterului lui Dumnezeu. Și în contextul acesta vine Evrei 11:6, care spune, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, da, trebuie să credem că El există, dar mai mult, și că El, hai să vedem, Evrei 11:6, și că El răsplătește pe cei ce îl caută. Deci trebuie să cred că credința este bazată pe existența lui Dumnezeu, într-adevăr, și avem argumente pentru existența lui Dumnezeu, dar trebuie să cred și în caracterul lui Dumnezeu, credincioșia lui. Pentru că dacă îl cauți, El se lasă găsit, și dacă îl cauți, te răsplătește. Deci există ceva acolo, dincolo de, ai, și dracii cred și se înfioară. Așadar, e mai mult decât ce credem noi credința. Hai să vedem cum putem să definim credința asta, care se bazează pe existența lui Dumnezeu și pe caracterul lui. Cei mai mulți dintre voi n-ați cumpărat niciodată o proprietate, casă sau teren. Da? Dar să ne imaginăm că ne cumpărăm un teren pe nu știu ce deal prin județ și n-am fost să-l vedem, dar e așa de ieftin că nici nu merită să mergi să-l vezi. Nu știu câte arii și vreau să-l cumpăr. Și atunci faci tranzacția cu vânzătorul. Unde faci tranzacția? Hai să vedem. La notar. Da? Mergi la notar și acolo tu zici, eu plătesc, cumpăr și el îmi vinde. Și se face un act de proprietate. Act de vânzare-cumpărare și actul de proprietate. Și pe actul ăla de proprietate scrie că tu ești proprietarul terenului respectiv. Și actul respectiv dovedește că terenul există și că e al tău. Urmăriți-mă, vă rog, că o să vă întâlniți cu problema asta. Și acum imaginați-vă următoarea conversație. Am auzit că ți-ai luat teren. Da. L-ai văzut? Nu. Dar există? Da. Dar nu l-ai văzut? Nu. Dar există? Da, deja ți-am spus. Pe ce te bazezi? Și scoți actul de proprietate și zici, uite, pe asta mă bazez. Am CF-ul. Cine garantează că terenul există? Actul de proprietate și știți cine mai? Notarul care l-a semnat. Deci, practic, eu mă bazez pe existența terenului în funcție de caracterul și existența notarului. Hai să facem exercițiul ăsta cu altă proprietate. Crezi că există raiul? Credeți că există raiul? L-ați văzut? Dar există? Pe ce vă bazați? Pe actul de proprietate. Pe este actul de proprietate. Și cine e notarul?
Dumnezeu. Și mă bazez pe caracterul lui Dumnezeu, că actul e adevărat și că ce scrie El aici este demn de crezare. Abia aștept când mergeți voi la notar. O să vă gândiți la mine, ok? Cam așa e cu încrederea asta. Încrederea este un fundament, este baza pe care eu înțeleg și acționez în tot ceea ce fac. Și doi, nu doar că se bazează pe existența și credincioșia lui Dumnezeu, dar se bazează și pe ceva, pe cunoaștere. Și zice așa, și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine. Nu putem să sărim etape în credință. Ca să pot să am credința mântuitoare, că despre aceea este vorba, eu trebuie să-L cunosc pe Fiul lui Dumnezeu. Și cunoașterea Fiului lui Dumnezeu se bazează pe Cel care L-a făcut cunoscut, și anume Scriptura. De aia nu putem să sărim peste etape. Dați-mi voi să vă spun că oricât de mult v-a plăcut cum am cântat în seara asta, oricât de mult ați simțit ceva, ca să-L cunoașteți într-adevăr pe Dumnezeu, trebuie să treceți pe aici. N-ai cum să evadezi de treaba asta și nici nu vrei să faci asta. Credința se bazează pe cunoaștere și trei, credința este un dar de la Dumnezeu, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Bun, asta e partea teoretică. Până aici a fost partea grea. Și acum vreau să vă ilustrez credința asta în trei aspecte, urmând să ne uităm la o parte practică. În reformă, în limba latină, avem trei cuvinte care descriu credința. Una este notiția. Notiția, în latină, este conținutul credinței. Ceea ce pot să citesc, ceea ce am acces în mod teoretic. Notiția. Doi, asensus. Asensus este să crezi cu convingere că ceea ce citești este adevărat. Și fiducia este credința aceea care îți spune totul pe baza a ceea ce citești. Hai să-l ilustrăm. Notiția este să crezi că e posibil să treci cascada Niagara împingând o roabă pe un fir întins. Eu cred că e posibil. Eu cred că e posibil că dacă se întinde o coardă elastică peste cascada Niagara, cineva poate să treacă cascada Niagara împingând o roabă. Bun, asta e notiția. Asensus înseamnă să fii atât de convins că lucrul ăsta e posibil, încât tu ești dispus să-ți cumperi biletul de avion până acolo și să mai aduci pe cineva cu tine care să-și plătească el biletul de avion. Băi, eu cred că e posibil. Hai să vedem spectacolul ăsta. Și trei, fiducia, înseamnă să fii dispus să te urci în roabă. Ați înțeles? Deci sunt atât de convins de posibilitatea aceea, încât eu nu că mă duc și îmi cumpăr bilet, eu mă urc în roaba aia. Am deplină încredere că acel lucru e posibil. Acum, întrebarea mea este, câți dintre noi credem în Dumnezeu cu tăria aceea de a te urca în roaba Lui? Ghilimele. Acolo e de fapt adevărata credință. Să-ți pui tot ce ai, toată viața, în mâinile lui Dumnezeu care îți spune du-te într-acolo și să te duci într-acolo. În mâinile lui Dumnezeu care îți spune lasă totul și urmează-mă și să-L urmezi. Aia e credința mântuitoare. Acolo vă cheamă Dumnezeu. Până la vârsta asta, până la punctul ăsta al vieții voastre, s-ar putea să nu vă fi întâlnit încă cu momentul deciziei să te urci în roabă. Dar de aici încolo vor veni momente în care trebuie să alegi asta sau asta. Vine momentul în care trebuie să zici, eu cred, chiar dacă nu știu ce urmează. Pentru că știu care e caracterul lui Dumnezeu și mă bazez pe actul de proprietate al ceea ce urmează cu Dumnezeu. Bun, hai să vedem cum funcționează credința asta. Și credința asta funcționează incredibil dacă te uiți în Scriptură, în viețile celor care umblă cu Dumnezeu. Și vă invit în Ioan 11. În Ioan 11 avem un text care ne duce într-o poziție în care ne putem auto-identifica cu oamenii care trebuie să trăiască prin credință. Hai să vedem ce spune Ioan 11. Și țineți minte că Ioan 11 vine ca să ne prezinte o minune pe care o face Iisus Hristos, însă într-o serie de 7 minuni care au fost scrise. Și despre aceste minuni, tot Ioan spune în 20:31 așa, dar lucrurile acestea au fost scrise, adică minunile astea pe care le citiți, ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând, să aveți ce viață? În numele Lui. Deci cu alte cuvinte, exemplul pe care urmează să-l citim,
este pus acolo ca noi să credem. Hai să-l citim. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei era bolnav. Maria era cea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, era fratele ei, era bolnav. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Și acum, puneți-vă în pielea surorilor. Și s-ar putea să fi fost în pielea lor de multe ori în viață. Să observați o problemă, o nevoie, o tragedie în jurul vostru și să vă puneți pe genunchi ca să trimiteți vorbă la Iisus. Exact cum au făcut ele, au trimis vorbă la Iisus să-i spună că Lazar e bolnav. Și noi când ne punem pe genunchi și ne rugăm lui Iisus Hristos, lui Dumnezeu, asta facem. Doamne, te rugăm frumos, intervino. Doamne, te rugăm frumos, mama e bolnavă, vino și vindec-o. Doamne, te rog frumos, mama cu tata nu se înțeleg, sunt pragul divorțului, intervino. Doamne, am un examen, te rog frumos, atinge-te, ajută-mă să-mi aduc aminte. Puteți să relaționați cu Marta și Maria? Astea sunt rugăciunile lor. La fel ne rugăm și noi. Și zice: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Cu alte cuvinte, există și încărcătura personală și emoțională. Așa că dacă te simți iubit de Dumnezeu, sunt convins că când te rogi, zici: Doamne, dacă tot mă iubești, n-ai vrea tu să faci cu tare și cu tare și cu tare. Nu e așa, că în relația cu El ne rugăm și spune multe lucruri. Și zice, îl iubea. Aceea pe care îl iubești este bolnav. Și textul repetă de mai multe ori că relația lui Iisus cu Lazar este una specială. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe Maria și pe sora ei. Și vreau să mă opresc aici. Uitați-vă ce spune Iisus. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala asta nu este spre moarte. Ce vrea să zică El? Boala asta nu se va sfârși prin moarte. Dați-mi voi să vă spun că credința aceea care mă face să mă pun cu totul în mâna lui Dumnezeu, mă face să înțeleg că atunci când trec printr-un șoc, printr-o încercare, mă face să înțeleg că există un scop dincolo de ceea ce înțeleg eu că mi se întâmplă. Fetele astea, Maria și Marta, au trimis vorba la Iisus: vino, e bolnav. Și Iisus zice: dar boala asta nu este spre moarte? Există un alt scop. Există un scop dincolo de ce înțelegeți voi. Deci, când au zis că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era și în urmă a zis ucenicilor: hai să mergem să ne întoarcem. Observați, vă rog, șocul. Voi ați mai citit textul ăsta de mai multe ori, probabil, și îl știți deja. Dar zice: deci, când au zis că Lazar este bolnav, cum trebuia să continue propoziția? Deci, când au zis că e bolnav, Iisus a plecat. Au zis că Lazar, pe care îl iubește, e bolnav, Iisus a ridicat și a plecat imediat acolo. Dar nu, textul zice, când au zis că e bolnav, a mai zăbovit două zile în locul acela. Păi, Doamne, nu? Ne-am înțeles că Tu răspunzi la rugăciuni? Nu era vorba că îl iubești pe Lazar? Păi ce faci? Deci când a auzit, a mai stat vreo două zile acolo. Și care-i lecția pe care vreau să o înțelegi astăzi? Este că Dumnezeu aude rugăciunile noastre. Pentru că Iisus aude că Lazar este bolnav. Și spune: boala asta nu-i spre moarte. Deci aude. Doar că alege să intervină altfel decât se așteptau Marta și Maria să intervină. Acum, crezi tu că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, știe mai bine decât tine care e răspunsul la rugăciunile tale? Nu sunteți foarte convinși. Credeți voi că Dumnezeu suveran știe mai bine ce e bine pentru voi decât știți voi că e bine pentru voi? Dați-mi voi să vă dau câteva exemple. Sunteți în clasa 8-a unii dintre voi, sau ați fost, și v-ați pus pe genunchi și ați zis: Doamne, ajută-ne, vrem acolo. Și printr-un oarecare mod, n-ai ajuns unde ai vrut să ajungi. Ai ajuns într-un loc și mai bun. Și sunt convins că știți unii dintre voi că așa e. Te-ai zbătut să ajungi într-un anumit grup de prieteni și n-ai ajuns acolo, dar ai ajuns într-un și mai bun pentru tine. Și cine știe câte rugăciuni ai avut care au fost ascultate în alt fel decât ai vrut tu să fie ascultate?
Dar în suveranitatea lui Dumnezeu, El știe ce e mai bine pentru tine și El alege cum să răspundă, chiar dacă răspunde altfel decât ai fi vrut tu să răspundă. Dar credința te ajută să înțelegi diferențele. Și asta face Marta și Maria aici. Credința autentică în suveranitatea lui Dumnezeu. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, mă duc să-l trezesc. Ucenicii au zis: Doamne, dacă doarme, se face bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei, și prima oară apare cuvântul, credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le zice pe față: Lazar a murit. Și observați ce urmează. Lazar a murit. Și, versetul 15, mă bucur că n-am fost acolo. Cum sună asta? Marta și Maria. Doamne Iisuse, bolnav Lazar, te rugăm frumos, intervino, urgent, repede, fă ceva, e fratele nostru, îl iubești, vino! Și Lazar, și Iisus mai zăbovește două zile. Și după aia află că Lazar a murit. Și în loc să cadă pe genunchi să plângă: Doamne, ce am făcut, trebuia să mă duc, Iisus zice: a murit? Mă bucur, n-am fost acolo. Unde e codul bunelor maniere? Condoleanțe, ceva? Dar gândiți-vă că sunteți Marta și Maria. Te bucuri? Ce fel de Dumnezeu e ăsta? Nu se oprește acolo, zice: mă bucur, n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Iisus a auzit rugăciunea. Știa problema. Dar trebuia să-i ducă pe oamenii ăștia într-un punct pentru că acolo să se nască credința adevărată. Dar acum hai să mergem la el. Atunci Toma zice, geamă, zice: hai să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Iisus a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. De 4 zile în mormânt. Dați-mi voi să vă explic de ce e important detaliul ăsta 4 zile. În credința evreiască, populară, tradițională, era o credință că pentru 3 zile de la moarte încă se putea întâmpla ceva cu omul ăla. 3 zile încă aveau speranță că poate și revine. Dacă treceau 3 zile, nu mai era absolut nicio speranță. Și Iisus, când aude că Lazar este bolnav, mai zăbăvește 2 zile ca să ajungă, când deja e prea târziu, ca să mai aibă oamenii aia speranță. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu vrea să producă în noi credință, deseori ne duce până în punctul în care doar El este singura noastră speranță. Repet, când Dumnezeu vrea să obțină de la noi credință, ne duce până în punctul în care El este singura noastră speranță. Știți cum facem noi? Trebuie la început de viață, dar așa facem noi. Facem planul A, dacă nu merge, facem planul B. Dacă nu facem planul B, facem planul C. Și pe la planul D, E, F, începem să-L implicăm pe Dumnezeu. Eu o să fac așa, mă duc la școala aia, după aia mă duc la școala aia, după aia așa. Și dacă nu reușim la liceul la care am vrut, Doamne, ce ai făcut? Așa e? Doamne, dar nu? Și după începe să ne rugăm. Și când ajungem la capătul puterilor, atunci cădem pe genunchi și credem că Iisus poate să intervină. Dar până atunci credem că noi putem să intervenim. Și asta face aici Iisus. Îi duce până în punctul în care Lazar e mort de 4 zile. Noi nu mai putem face nimic, dar tu poți. Hai să vedem. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, ca la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte și Maria ședea în casă. Marta i-a zis lui Iisus, fiți atenți ce zice Marta lui Iisus. E Marta cu Fiul lui Dumnezeu și zice: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Cum arată asta? 2 palme. Dacă erai aici, nu murea fratele meu. Și te-am chemat. De ce n-ai venit? Dar așa cum știu că orice vei cere de la Dumnezeu îți va da Dumnezeu, Iisus a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a spus Marta, observați, știu, notiția. Teoretic știu. Ce știu? Că va învia la înviere, în ziua de apoi. Asta e teoria. Iisus a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și orice cine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Observați, aici ai provocată credința. Aici ai provocată credința celui care e chiar lângă Iisus. Și da, Doamne, i-a zis, cred că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus, a chemat-o pe Maria și a zis: a venit Învățătorul și te cheamă.
Și Maria, când a ajuns unde era Iisus, l-a văzut și s-a aruncat la picioarele lui și zice: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Încă o dată, același reproș. Știți ce văd eu aici? Eu văd acea credință care când te pune pe genunchi, îi spune lui Iisus tot ce simte. Știți ce se întâmplă în bisericile noastre din România? Învățăm să ne rugăm în mod tradițional. Aceleași rugăciuni, aceleași cereri, aceleași laude. Ce văd eu la Marta și la Maria sunt rugăciunile alea care arată inima lor. Doamne, dacă veneai, nu se întâmpla asta. Doamne, dacă interveneai, Doamne, dacă făceai. Și ele își varsă sufletul acolo. Întrebarea mea pentru tine este: când ți-ai vărsat ultima oară sufletul în fața lui Dumnezeu? Pentru că vărsarea sufletului în fața lui Dumnezeu arată credință. Aia arată. Doamne, dacă veneai, nu se întâmpla. Ele încă cred. Dar Iisus vrea mai mult. Și hai să vedem ce se întâmplă. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul și s-a tulburat. Și a zis: unde l-ați pus? Doamne, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis: iată cât îl iubea de mult. Observați, și iudeii știau treaba asta. Și unii din ei au zis: el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul ăsta să nu moară? Și ei reproșează lui Iisus. Măi, Iisus, tu ai făcut așa multe minuni, de ce nu te-ai atins de el? De ce nu l-ai oprit să nu moară pe Lazar? Iisus l-a înfiorat din nou în sine, s-a dus la mormânt, mormântul era o peșteră, la intrarea cărei era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, zice. Marta, sora mortului, zice: Doamne, miroase greu, e mort de 4 zile. De ce e important detaliul ăsta? Fiindcă sunt 4 zile alea în care oamenii ăștia au așteptat, dar sunt 4 zile în care moartea e atât de evidentă că începe să miroasă. Și ei trebuiau să experimenteze puterea morții ca să creadă în puterea învierii. Miroase greu, Doamne. Nicio problemă. Au dat piatra la o parte, din locul în care zicea mortul, Iisus ridică ochii în sus și zice: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai primis. Deci, practic, Iisus zice: eu tot ce am făcut ca oamenii ăștia care văd ce se întâmplă, să creadă că tu ești Tatăl meu și m-ai trimis pe mine. După ce a zis aceste vorbe, strigă cu glas tare: Lazare, ieși afară. Mulți din iudeii care venise la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, ce a făcut? Au crezut în El. Deci, practic, tot ce se întâmplă, tot evenimentul ăsta, Iisus care întârzie, apare, zice că se bucură că nu a fost, totuși face minunea. Tot evenimentul ăsta are un rezultat, și anume, mulți au crezut în El. Ce cuvânt e acolo? Cheie. Mulți. Nu toți. Mulți au crezut. Cu alte cuvinte, oamenii ăștia tocmai au văzut învierea unui mort. Și nu toți au crezut. Cum vi se pare asta? Păi, e cea mai mare minune pe care o poți cere. Nu e o vindecare, e învierea unui mort. Și doar mulți au crezut, nu toți. Așadar, nu dovezile sunt lipsa, ci dincolo de dovezi. Mai mult zice: dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă lăsăm așa, zice, versetul 48, toți vor crede în El. Observați? Dacă insistă să facă ce face, toți vor crede în El. Și mai ales, și vor veni romanii și vor nimici și locul nostru și neamul. Asta e de fapt problema. Am destul de dovezi, văd clar intervenția lui Dumnezeu, dar dacă cred în El, îmi pierd locul. Ce loc îți pierzi? E grea întrebarea asta. Ce loc poți să pierzi tu dacă crezi în Dumnezeu? Știi ce loc? Locul regelui din inima ta. Pentru că până când crezi în Dumnezeu, tu ești regele vieții tale. Și când faci pasul credinței, El devine regele vieții tale. Întrebarea e: câți dintre noi am capitulat și câți vrem să capitulăm, să zicem: Doamne, Tu ești regele vieții mele. Tu ești regele suprem. Cred
și vreau să fiu mântuit. Oamenii ăștia au văzut dovezile. Oamenii ăștia au știut teoria. Oamenii ăștia erau lângă Iisus. Au văzut cum Iisus îi trece prin tot procesul acela de venire la credință. Și totuși n-au vrut să creadă. De ce? Că își pierdeau locul. Și eu cred că cei mai mulți dintre oamenii care astăzi refuză credința, din cauza asta o refuză. Că își pierd locul. Și seara asta vreau să te invit să faci pasul ăsta al credinței. Să zici, Doamne, cred. Cred că existi. Cred că mă răsplătești când te caut și în seara asta vreau să te caut cu toată inima mea. Hai să spunem asta rugăciune. Hai așa cum stăm să plecăm capetele și poate unii dintre voi vreți să luați o decizie în seara asta. Poate în seara asta vrei să duci mai departe credința ta. Și poate în seara asta îți aduci aminte că Iisus Hristos atât de mult a ascultat de Tatăl Său încât a venit în lume să moară, pentru că oricine, atenție, crede să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și în seara asta te întreb din nou, crezi tu lucrul ăsta?